Industria de îmbrăcăminte din Republica Moldova este un angajator și exportator major al economiei. Aproximativ 80-90% din articolele de îmbrăcăminte sunt produse în cadrul schemei Zona de Prelucrare și Comerț către Exterior. Acest fapt denotă că fabricile din Republica Moldova practic doar furnizează forță de muncă ieftină. Lucrătorii sunt nevoiți să muncească în sectorul de îmbrăcăminte din lipsa altor oportunități de locuri de muncă. Salariile mici mai degrabă creează sărăcie decât luptă împotriva ei. Este una din concluziile principale ale studiului sectorul de îmbrăcăminte din Europa de Est și Turcia, salarii la limita sărăciei. Una din probleme este că la multe întreprinderi, chiar și din industrie ușoară, nu sunt organizații sindicale. Și, pe de o parte, muncitorii se plâng că li se încalcă drepturile, pe de altă parte, nu au uh, în spate organizațiile care ar putea să le promoveze drepturile. Ceea ce sunt se de sectorul îmbrăcăminte, dialogul social vreau să menționez că el există se desfășoară, să închetă o convenție colectivă. Rolul cel mai important constă în faptul că, la nivel de al partenerilor sociale, sindicate patronate, Poate să se discute, să se negocieze și să se stabilească un salariu cu mult mai mare decât cel care este garantat de către stat. Cercetarea mai scoate în evidență numeroase și variate încălcări ale legii, precum și diverse practici de furt salarial. În cadrul conferinței au fost identificate mai multe soluții pentru a putea fi depășită situația existentă. Soluțiile ar fi modificarea legislației Republicii Moldova în atare fel ca industria ușoară să devină atractivă pentru forța de muncă tânără care pleacă în continuare peste hotare. Oferirea creditelor de lungă durată, până la 30 de ani, cu o rata dobânzii preferențială, diferența luând și o statu asupra sa, dar angajatorul ar putea să-i ofere rata dobânzii să o achite pentru angajatul său, care ar urma să fie uh, deductibilă și neimpozabilă. Conferința și-a propus să sensibilizeze opinia publică privind situația angajaților din sectorul de îmbrăcăminte din Republica Moldova precum și inițierea discuțiilor despre cum poate fi îmbunătățit dialogul social. Acesta ar putea contribui la schimbarea situației angajaților din industria ușoară. La eveniment au participat reprezentanții ai organizațiilor sindicale și angajatorilor din industria ușoară, ministerelor de resort și ai ONG-urilor.